Factorii mutageni și consecințele mutațiilor. Resurse educaționale dedicată clasei a 8-a. Ce sunt factorii mutageni? Sunt factori care produc mutații. Dar ce sunt mutațiile? Sunt modificări ale materialului genetic care nu rezultă din recombinările genetice. Greșelile ce apar în timpul sintezei ADN-ului pot fi corectate de unele enzime. Uneori însă enzimele nu reușesc să repare modificările apărute, rezultând astfel mutațiile genetice permanente, cu efect de cele mai multe dăunător, chiar letal, asupra caracterelor umane și a modului în care informația genetică se transmite de la o generație la alta. Mutațiile reprezintă, alături de recombinarea genetică, o sursă a variabilității genetice. Procesul prin care apar mutațiile se numește mutageneză. Tipuri de factori mutageni: chimici, nicotina, cofeina, alcoolul, unele medicamente, pesticide, insecticide, coloranți și conservanți alimentari. Fizici, radiații ionizante și neionizante, șocuri termice. Biologici, virusurile sau unele microorganisme. Tipuri de mutații. În funcție de cantitatea de material genetic afectat, pot fi cromozomale, genomice sau numerice și structurale, atunci când afectează doar structura cromozomului, nu și numărul acestora. Genice, când este afectată una sau mai multe gene dintr-un cromozom. După modul de manifestare ereditară, pot fi recesive sau dominante. După tipul de cromozome afectați, pot fi autozomale, când afectează autozomii, sau heterozomale, când afectează cromozomii sexului. După modul de apariție, pot fi spontane sau naturale, respectiv artificiale, adică provocate de om. După tipul de celule afectate, pot fi somatice sau gametice, atunci când afectează celulele sexuale. După efectul pe care îl au, pot fi neutre sau indiferente, utile sau dăunătoare. Iată câteva exemple de afecțiuni provocate de mutații. Sindrom Down, produse de o mutație cromozomală autozomală. Cele mai des întâlnite semne ale sindromului Down sunt tonusul muscular scăzut, ochii mongoloizi, aplatizarea feței, forma neregulată a urechilor, deformarea articulațiilor, probleme cu auzul, tulburare de dezvoltare a funcțiilor mentale. Prognatismul, mutație genică autozomală caracterizată printr-o dezvoltare exagerată a mandibulei. Daltonismul, mutație genică heterozomală. Indivizii se caracterizează printr-un defect de vedere. Nu pot distinge anumite culori: roșu de verde, maro de galben. Anemia falciformă, o mutație genică autozomală, recesivă și ereditară, prin care hematia capătă formă anormală de seceră. În condiții obișnuite de viață, mutația este indiferentă. Uneori, la altitudine ridicată, presiune scăzută și cantitate redusă de oxigen, din cauza formei de seceră a hematiei, nu se poate fixa, respectiv transporta suficient oxigen către celule, iar individul se poate sufoca. În anumite situații, mutația devine favorabilă. Spre exemplu, din cauza formei de seceră a hematiei, parazitul care produce malaria
nu poate afecta globula roșie. Așadar, mutația dă rezistență la malarie. Vă propun o activitate de cercetare. Căutați informații despre rubeolă, despre vaccinarea antirubeolică și efectul teratogen al virusului care produce rubeola. Realizați o prezentare multimedia cu informațiile găsite. Spor la lucru!